Salută lumea și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Assassin's Creed Syndicate. Ultima oară am explorat laboratorul lui Lamberto, așa se spune, așa bulbucel. Aolo. Ai reținut să ții microfonul ăsta mai așa să nu cumva să se audă și o să vorbesc mai încet că acum mai mi toți dorm și nu vreau să trezesc pe nimeni. Și chiar la video la cu Witcher 3 mi-a comentat un iași un tip că mă rog, mă susține și când mă rog că n-am activitate pe canal, dar el mă susține și îi place ceea ce fac. Măi, sincer, din punctul ăsta de vedere cu YouTube-ul și cu canalul meu de YouTube, eu n-am ce să fac. Sas. Opa. Deci eu n-am ce să fac din punctul ăsta de vedere. Adică, na. I've never seen so many people all at once. The churning seas of London. It's just the way father described. Aha, olu, iarăși. Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Did you not listen the first three times? Listen to what? Oi, watch it. Ah, olu. Beg pardon, sir. Ți-a ciordit ceva, ia. Oi, come back here, you filthy dipper! Jacob, stop! Țigan! Țigan la pungă! Pung la pungă! Remediez ce am zis mai devreme. Nu vreau să intru belele în conflict. Copii la pungă! Pruncule, dă săcă cu cartofi încoa! Tărăm, părăm, părăm, pam, părăm, părăm, pam, 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 mamă, e atât belea mea melodia asta, frate! Fine, you little mobsman! Keep it. Well, well. What do we have here? Oh. You're on our property. Așa și ce adică să faci? Da. Nu m-am gândit la asta. Opa. Ce combo fac? Ai. Au. Uite și viața mea. Mai și pui. O să că ce m-a speriat. Dar sună muzica puțin mai încet că e prea. Nu că mi-e frică din. Să mă să dau totul la același nivel, frate. Deci, aia să fie What else does London have to offer? Da, sunt curios și eu. Now is not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were two. Race to the highest vantage point. Ah, chiar. You're going to lose again. Și-am văzut. Și-am văzut pe Facebook o postare de asta mirobolantă de la nu știu ce fel de tip, sau nu știu, am văzut așa random pe Facebook. Știți genul de poze care spun My Dear Husband și au așteptări de astea cu Range Rover, tankuri de baș, nu știu ce. E, fraților, mi-e scârbă de acele persoane. Frate, dacă vrei ceva, muncește, frate, adică nu o să-ți ofere nimeni pe gratis. Where is Mr. Green's shop located? It was marked on father's map. Ah, Mr. Greenero. Equal in height, one female, one male. Wow, ești deștept. Two decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. I was sorry to learn about your father's passing. Dar cum a murit el, până la urmă, ca să nu înțeleg? What can you tell us about Crawford Starrick? Oh, mai ușor, bă. I suppose the council desires news. London must be freed, to provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the council saw reason and sent you to aid us. Yes. Thank goodness. Unfortunately, I am the bearer of bad news. Today, Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the Western world. Every class, every borough, the gangs, the industries. His reach extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Firm, but fair. Huh. Well, I have uniforms. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie.
we can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the Oakbrook Tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves the Rooks. You're never good at chess either. Have you got a better plan? Find the Peace of Eden. Oh. Well, let me show you the lay of the land. Shall we? Da, okay. Okay. And see all of London for yourself. De ce sunt ursus ochii, am înțeles asta. Și, da, genul ăsta de persoane care au așteptări de asta de la soții lor, la viitorul lor soț, să zic așa, să se aștepte că nu o să se primească. Deci, sincer, dacă o femeie are pretenția asta de la mine, îi spun direct marș. Zât la cuteț. Păi nu pe bune acum, pe bune, cine îți dă totul gratis în, acum? Oa cât ai fi tu de dulcică și de mi drăgăsoasă, tu înțelegi, da, să-și dau o palmă. Look at what Starrick has done to the city. Pare în regulă. Whitechapel is riddled with crime. Ah, ca și București, ce să fac? Labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. Ah, mă, cum e așa de urât. Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. Am I Rooks? Miss Fry, your passion is inspiring. Come. Let us return to my shop and I can bring you up to date on the rest. Ok, bă, băiatule, dacă tu spui așa, așa e. Au pe iază. Aaa, tocmai ce vă ziceam de Unity și de clișeu. Cine mai folosește asta în 1868? Hai să fim sinceri. Sincer, grafica arată mișto, rău de tot. A, și bă, frate, aș muri dacă Witcher 3 ar câștiga și anul ăsta jocul anului. Bă, m-aș cu capul mine, bă, să știu. Bine, nu se poate. Dar să fac așa o excepție la Witcher 3 ar fi tare rău. Și te-o fi frică. Piramide, piramide. Hai, Jacob, fii normal. Just for once. Chapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. Mm-hmm. You can't be serious. Evie, they're ready to fight and oppose the blighters. This is my chance to step in. Look out, London. Here come the Rooks. Ha, mă, ești penibil. Deja. Într-un fel e badass, dar și e foarte enervant caracterul ăsta. Oops. Confound this city. No one looks where they're going. Yes, I've noticed that. Bloody Drood. I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What's that? What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Opa. Serious? Kaylock's gang is nearby. They must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Here. You might be able to use this. Oh god, I hope so. My carriage is nearby. Make use of it to throw them off my trail. I will meet you at the curio shop. Acum intrăm în pâine direct. A început jocul ăsta urât rău. Opa, cowboy. Here comes trouble. Aolo. Dispăreți, mă. Dacă sonorul ăsta e prea tare, n-aud eu, frate, deci n-aud, să-mi bat piciorul dacă aud. Ți-mă așa și dacă îmi spui voi să de comentarii, văd eu, fac eu ceva. Așa, poate mai altceva acum.
Zi, mă. Need for GTA. Băi, și cum trag cu asta? Ci că distruită. Da. Poți da și, oh, poți da și cu spatele, fii atent. Avem și boost, oh, frumos, taticule. Și joc pe SSD, dacă o să mă întrebă cineva. Poți să zic că joc e ok, numai că caracterele astea mă enervează rău de tot. Dacă la început când am jucat a fost mic. A, uite pe asta, bă. Eu ca romul, nu frate, n-am nicio treabă. L-am jucat de vreo două ori. N-am avut nicio treabă. Tarampam. Hai să totuși să explorăm totuși puțin. Asta arată prea șmecher. A, uite, ne cățărăm pe clădiri. Deviem de la misiune. A, uite, ce șmecherie. Și Ivy cumva se ține după mine. A, nu se ține, este, bă, s-a scăpat de asta. Hai să, bă, hai să fugim în obor. Oh, no. Hai, mă, hai acum, hai acum, serios. Ne-am jucat, ne-am distrat, dar haide. E pac, acum ce facem? Nu ne jucăm. Așa asta cu... Și nici nu prea am intrat nici pe Facebook, nu prea am intrat în vacanța asta. Nu, nici nu prea am avut chef de Facebook. Sunt mulți retardați, fratele, n-ai, gen România TV, bă, efectiv, pușcă cu noroi și rahat. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people? Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid? We take over Starek's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starek has influence in every branch of society. We need to match it. I see what you're saying, Evie. We need the rooks. Ha, mă, dictator să spui asta. You're not starting again. Called the rooks. I believe I may have an idea of my own. Mă, mică, nu mai imitează pe taică-su. Blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Abeline. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. 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 Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starek never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Gaylock. Known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Wow. Okay. And be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greeny. I can handle a few thugs. Okay, tristă povestea. M-am înțeles mai mult decât am crezut. Și hai să mai putem să mai facem ceva din asta. Așa, deci practic sunt asta sunt hai să mă explic pe mapă, pe hartă cum e bun. Deci noi, în momentul că, deci noi trebuie să eliberăm toată toată bucățica asta de hartă, ok? După ce eliminăm pe toți ăștia, toți din plirii, toți avem noi aici astea 3. O să depun să ne batem cu gen cu bossul pe aceste locații, să zic așa, aceste bucățele. E, și nu ne dă să ne dea ceva în schimb, nu știu, arme, ce atât de genul ăsta, ok. Și hai acum să începem la ăsta. O, level 2. What's the plan then, almighty planner? Ia, am level, am... Skills, am început. Oh, 4 skill-uri? 4 skill points, ok, bun. O, am nevoie de viață. De asta sunt sigur. Ok. Momentan ne axăm pe viață. Asta e. Avem nevoie și de asta.
cel mai curând. Vreo 2. Asta ce e Slayer? Ok, avem și nevoie și de asta. E bun. Foarte bun. Na, faza e că stai 100 de ani să bați pe un tip. Chiar stai 100 de ani. Ce mai poți mai face aici? Inventorii. Și aici poți să-ți upgradezi astea în funcție de cum ai. Dar trebuie să am level 3 să iau arma asta. Da. Ok. Avem și aici outfits. Avem și outfit-uri, dar costă bani. Lui doar Kenway. Avem și asta lui Ace Auditore. O aveam, dar era versiunea Gold Edition și nu... Pula mea. Mamă, ce... Să pe asta. Aia nu pe asta să-i mai șmincher. Artă mai șmicheră. Fome. A, să merg cu totuși cu un cal. Oh my god, too much tutorials. Știu, apăs pe când mai în meniu și mă... Dar n-am făcut nimic ca boss-ule, de ce tot urli la mine? Aici vezi... Asta e partea nașpa că până fac ca băiete, să hai pe acoperiș. Bă, în sfârșit a scăpat de gardenii enervați de pe acoperiș. Știți cum era în celălalt asta, Assassin's Creed-uri cu 3, 4... Fapt, în toate până în asta. Și în Unity era... Bă, nu mă știu dacă în Unity erau gardenii. Ha, mă! Să apăs pe... Nu știu dacă și în Unity erau gardieni pe acoperiș, asta chiar nu mă țin minte. Că nu l-am mai jucat de... Pf, martie n-am mai jucat. A trecut ceva timp. Ceva... Puteți să dați skip până, dacă nu aveți skip. Așa, și tipul ăla mi-a spus de... Cum se cheamă? Că mi se pare că am uitat să vă zic. Mi-a cumpărat un ticket că eu nu prea am așa activitate pe canal. Frate, sincer, fraților, de fapt, vă zic, vă adresez tuturor. N-am ce să fac. Adică din moment ce, nu știu, eu postez un clip și, na, îl fac HD, nu știu ce, și nu se uită nimeni la el, n-am ce să-i fac. Adică vreau să mă înțelegi pe mine că, na, frate, da să vă spun și să, eu știu, să mai dați un share-o ceva, pentru că altfel e, știți? Sunt cu minte. Ok. Unde aș putea să-i tu... A, poți să-i... A, ba, nu, ba, ba, nu, ba, poți să-i tu pe aici. A, pe bune. Acasă. E, multe vrei și tu. Ok. Oh, green, colorul green, ok. Pot să fac și upgrade, aulu. Oh, shit. Oh my god. Oh my goodness. Trebuie să fug de aici. Serios. Și eu n-am înțeles dacă zonele astea gen de pace se pot debloca. Că habar n-am. Adică asta de... Uitați asta, dar dacă le-aș putea debloca, dar deși nu prea cred că le pot debloca. Că nu... În joc când am jucat nu prea am dat.
Asta e pe loialitate, de gen, dacă fac chestii pentru ei, o să-mi casă loialitatea și o să-mi dea, o să-mi, bă, o să-mi dea ceva bonusuri în funcție de ce fac. Gen, ar, să, a, da, sau puțin mai bun baston, pumnal de la mai șmecher, mai... Așa, și nu știu dacă m-am dat pe Skype, trebuie să-l închid și Skype-ul. Nu știu dacă m-am dat pe DND pe Skype și acum să nu mă sună cineva pe Skype. Bine că Mihai Master s-a culcat la ora asta, e 1 ceasul și... sunt ca un viezure pe aici. Ca un viezure de asta. Și n-am legătură cu Hanna, da, repet asta de vreo 3 ore, da. Adică n-am ce să fac, adică din moment ce, eu știu, nu mă... Nu știu ce să fac, adică mai mult de a face videouri HD și de a vorbi ca lumea în clipuri, chiar nu știu ce aș putea să fac. Și ce mi-e ciudă la unii oameni că își cumpără PC de asta, Mostu, Intel i7, GTX 900, 1080 și te joacă SAMP, frate. Cum să te joci? De ce te lua un PC monstru dacă te joci SAMP? Sau Minecraft? Nu înțeleg, adică îți bagi joc efectiv de bani, frate. Adică ori ești prost, ori te prefaci. Frate, cu banii ăștia, cu PC-ul pe care e așa, frate, te joci dracu Witcher 3. Lasă dracu Sampu. Sau Metin 2. Lasă dracu Metin 2 pentru o secundă și bagă-te pe Witcher 3, să vezi cum e. Dar nu o să mai vezi tu joc, neam de neamul tău n-am mai văzut. Și sunt personaje acolo să-ți... Pai, să-mi... Gauntrodim, frate, ce să mai... Mi-a intrat în sfate, deci, nu știu, mi-a intrat efectiv în sânge personajul ăsta, în sânge mi-a intrat, în suflet, în... Pe bune, deci, dacă aș avea Intel 7, ce nu m-aș juca pe el, pe high, pe ultra, pe tot ce vrei tu, frate. Și cu NB, și cu... și fără... Da, frate, când văd că dați bani pe un PC monstru, frate, și vă jucați Metin, băi, simți, vine să-mi tai venele, frate. Deci, că atât de cancer. Bine, n-ai nimic cu jocul dacă puii mei, dar dacă te joci sau așa, dar să ții banii, să ții PC monstru doar pentru a juca aceste jocuri, trebuie să fii prost, sincer. Fără supărare, eu vă zic și în față, frate, deci să fii prost, să ții PC de gaming, dar să te joci și drahaturile astea de jocuri. Nu ofens, dar așa e părerea mea și nu mi-e frică să... Nu mai sunt acum să fie frică de opinia mea. O zi și aia e, mă doare în pulă de... Că mă înjurați, voi puteți să mă înjurați pe Facebook, pe... Mă găsiți, vă dau și Instagram-ul meu, mă înjurați și pe acolo, chiar mă doare în pulă. Chiar nu am, chiar, sincer, nu mă interesează, frate, e opinia mea. Și nu mi-e frică, indiferent de ce spuneți voi. Dar ce n-aș face cu un asemenea PC? Sincer, mi-e milă, frate, adică puii mei sunt banii părinților și... Mamă... E... Mamă, ce mai spus, a uitat așa un fel de pas la mine în casă. Bă, eu cred că am fantome la mine în casă, îmi bat piciorul. Deci am lăsat... M-am dus în bucătărie, am lăsat scaunul... Gen cu spre... Cum se cheamă? Spre ușa de la intrare. Și când m-am întors, era gen spre... calorifer scaunul, cu aia, să-mi bat, m-am speriat. Dar nu știu, ciudat, ora l-am lăsat așa, dar deși nu prea cred cu aia, că n-avea cum. Cred că am fantome, frate. Ai, frate. Și cum aș putea să eu mă... Nu, las-o. Acum... Frate, mai sunt și femei aici în jocul ăsta. Cred că ăsta Ubisoft s-a gândit să facă... Să nu fie femeile geloase, să facă, să le compune așa... Puterea femeilor. În jocul ăsta e atât de pătrunzător. Focul marde. Oh, ninja skill. Și da, frate, pe bun, legătură cu chestia pe care am zis-o, dar... Frate, o luați cum vreți voi, fraților, deci nu...
Oh, ce... Ah, pf, îmi pare rău, dar nu sunt Batman. Ah, da. Te s-a pus din să țin apăsat pe, nu să doar să dau clip pe E și gata, că... El... Ce faci, bre? Te-ai pierdut cumva? Aveți... Da. Ok, hai la... Ah. Opa. You seem to want my employer's attention, Mr. Fry. Oh, I positively crave it. But you'll do for now. As you like. Bă, ești nebun? Jos cu stric un filmet. Știi să mă bag cu toți ăștia sau să... Ah, se va da în buș. Nu mă gândesc că dacă are ceva dacă fug. Gata. Opa, mai avem o cutie. Și dacă fac cu lederul ăla? A, așa frate, și ce să vă mai zic? Nu, așa se-i părea mea, adică, frate, eu dacă e să-mi investez bani într-un calculator, frate, da, da, și fac, și editez, vei că randez. Sincer, ar vrea să mă apuc de un chestie de gen de vloguri de asta cu editare, dar nu mă prea pricep. Da, așa să spun, o, păi dacă nu te apuci, nu o să înveți niciodată. Frate, nu asta era ideea. Mai gândit să mă înveți pe mine unul, așa, știi? Ca lumea, nu să how to cut your movie in Sony Vegas Pro 200. Știi că nu. Când se apucă aia să vorbească, când vorbesc ea. Hello guys, my name is John Winston and today we show you how to cut a video in Sony Vegas. And first of all, you need the video. And press Ctrl S. Poate să zic un învață, bă, engleza, bă, că te faci de râs, bă, frangiule. Bă, că te pot. Îți iau adesa de la IP și vin după tine. N-ai ce. Eu sunt o fantomă cu aia. I'm a ghost. Nu apar nici pe camera de supraveghere. Adevărat. Pe când apar eu se buruiază. I don't see Mr. Abeline. Well, we tried. I may know a thing or two. What? De ce? De când femeile au barbă? What's this? Are you trying to blow the gaff? What? Frate, rade-te, dracu, dacă vrei să... Pe bune. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Eh, cu barba asta ta nu mi-am putut obține. Barbă de uice, să-mi bat piciorul. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Eh, încerc. I will be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Adevărat. Rade, frate, maestra deghizărilor și nu știu de barba, dracu, adică e penibil rău. E ca și când te-ar prinde puția că ai furat și tu negi, cam așa e și ăsta. Aia, deci practic acum trebuie să-l răpesc punul, să-l aduc așa, quietly. Ok, quietly nu-i punctul meu forte, așa că o să-mi dau, mă scrim pe aici așa. A, așa e presi. E. Aha. Opa. Opa. Sar, bă. The leap, Sfânta Leap of Fate.
Îi dăm un frumos un knockout. E în viață, dar doarme. Ah, pf, shit. Ah, bu, ești nebun. Ah, uite bă, cât de damage-ul. Ia uite, bă, tu ești nebun la cap. Ai, jură-te, frate. Frate, un polițai mă bate pe mine, pfff, du-te, dracu. Dacă și un polițai mă bate, înseamnă că e varză Jacob. Cum să te bată, mă, un capur? Un polițai ai de cap, mă. Sau, știi, mai undeva pe mine, cel mai mult, așa clipul Deli ăla, 1, 2, 3, 4, știu că e vechi, e vechi, zici că parcă a trecut 500 de ani, nu e vechi, dar... Ok, frate, știi pula unde dracu e? Sper să nu mai dea de vreun polițist pe aici. Da. Uite mă că l-o mor. Hai mai repede, Jacob. Mai repede. No, simplu, vedeți? Nu trebuie să-l țineți... treaz pe acest minunat pinguin. Hai, the body și gata. Vedeți ce ușor e? Dar vedeți după aia, o să devină greu după aia. Who's the good boss? Haideți mă... Oh, ce soare e afară. Ops. Așa, bă, Gauntro din frate, mi-a intrat în sânge. Nu știu de ce, dar mi-a intrat rău tot. Adică nu știu, genul, știi, sunt rare personajele care chiar mi-intră suflet. Ok, hai face și partea asta. Am mai venit decât o singură dată și... E bine, după aia ne bate cu ăla. Da. Asta e cu... Și sincer, îmi pare că România, într-un fel, ratează jocurile de... jocurile... Asta beton. Și o să zic că da, frate, Witcher 3 chiar mi-a plăcut. Și, frate, povestea și fiecare personaj, gândiți-vă, fiecare personaj are povestea lui. De exemplu, Baronul, Ciri, Yennefer, Emirul, Emir ăla, eu îi zic Emir, Emirat. Așa, frate, n-ai cum să, pe bune și... Pare că nu-i jucat, frate, jocul anului 2015, adică nu pot să zic că gata, e 2015, e joc vechi, sau că m-ar mai ajutat, așa zic. Bă, da, Call of Duty Modern Warfare, Infinite Warfare, cât, știți cât de dislike-ul are? Fai, mama, frate, deci ăla, dar, frate, și directorii jocului, frate, ăștia care au lansat jocul, pui mie, nu se uită, frate, că i-au ieșit varză. Cum să vinzi rahatul ăla de joc. Ăla-l numesc gameplay. Frate, zici că e Star Wars. Pe bune, zici că e Star Wars. Pe bune. Acum aștept să-mi se dea copii de la acest clip, pentru că... Frate, melodia din jocuri fac... De gen, unele melodii chiar fac tot jocul, frate. Deci n-ai...
Și da, puteam să iau carul, dar n-am chef, mai ales acum că sunt toți templierii pormele mele. Sunt curios dacă Bobo Spider o să facă DLC-ul de la Mafia 2. Că eu asta nu știu cum o să... V-am zis tot prin septembrie o să fie postat, acum sunt în august dacă... Oh, nu, trebuie să iau calul, da, hai că iau calul. Tu sunt, da, sunt o, așa obișnuit să apăs pe X ăla, să-l... să-l chem pe roci. Dar nu e așa. Opa. Am ieși mă de aici. Asta acum să ciordesc un cal de pe stradă, o căruță de fapt, nu cal. Că nu pot să ciordesc calul, calul pur și simplu, trebuie să... Și nu prea îmi place să fur, nu știu, mă simt nașpa când fur. Aici, sincer, mă simt nașpa, nu știu de ce. Parcă nu mă simt eu însu, parcă nu mai simt eu burdă în vârstă. Da, până găsim noi un cal, deja ajungem. Mai sunt 193 de metri. Eu zic că mai... rost să mai... Mai... Dar nu am făcut nimic, frate, loc să... Eu nu știu, de ce dracu mă... Tu ai curajul să-l arestezi pe Vadim Tudor? Uite, frate, vezi, Rux? Deja... N-am făcut nimic, fraților, sunt un simplu asasin. Dar nu-i ca în Assassin's Creed 2, frate, când... Ci că blind să stai jos între oameni, frate, adică... Nimeni nu o să-și dea seama că ești un asasin, de vedere cu la cum te-ai îmbrăcat, adică... Natural, frate, n-ai ce să zici, respect, Ezio. Bine, nu-i vorba, dar n-ai... Aolo. Ai de pula mea. Haide, mă. Fes. Era ăla, mă știu cum se numea. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Okay, we make it our business to know the streets. Babylon. And provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence. Something you clearly need. Hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Ui, scârbos. Pleasure doing business with you. Dar de când asta e atât de pornită? Wow, copii inteligenți. Admir lucrurile astea, adică sunt și oameni cu creier. Ce puțin asta nu face provocări nebune în chiloți. Da, am văzut la Real Red. Fate, pui mei, se fac de râs, fate, în ultimul hal. Adică știu că și eu eram, acum 3 ani eram nebun, dar... Ce puțin am pus dracu pe privat, adică mi-e rușine acum. Cu să le mai și public. Adică unde chiar le-am pus, mai am ajută din ele, le-am pus. E, pula mea. Pana mea, ce să fac, asta e. O să plec și o să încerc să... Asta e la treabă mai mult pentru Eevee. Dar nu știu de ce, tot timpul îi se potrivește chestii de genul ăsta. Dar mă rog, fie cum e. O să fac cu Jacob. Și o să fac genul un episod cu Jacob și unul cu Eevee. Ar fi mai frumos așa. Sunt unele misiuni în care joci cu diverse cu unul dintre caractere. Și nu intrare pe acoperiș o ceva, adică știam că parcă s-ar afla o de asta. Sau... Nu, nu e nicio intrare pe acest secret, top secret? Ok, bine, I'm stuck with the front entrance. Au blood of wurst, nu ți spun așa. Blood of wurst, ești noob, lasă-te engleză că ești praf. Fuck off, mate. Chiar nu mă interesează care e părerea ta, adică...
Că mă, știu că mulți mi-au zis mai de mult sau chestii de genul ăsta că... Mamă, sunt curios dacă Gantro Dimul... Dar chiar mă, nu e niciun de asta, adică pe bune? Pentru că nu vreau să-mi iau mare bătaie de la gra... A, uite-mă pe aici, da, mă, și vedeți-mă că știm eu ceva. Se mai e altă intrare. Tot timpul există o altă intrare. Și melodia asta din joc e penal rău. Wow, bine că... Nu trebuie să mai cumpăr și Hidden Blade-uri. Deci că sunt în biserică, mă jur. Mai am, să mai avem putin și pupăm icoanele de aici. Ops. O, ce m-a speriat. Dar să chiar... A, da, sunt simpli muci. Unde sunteți? Ce m-a speriat, frate? A, n-am asta, ce mă enervează. Ulu, ups. Și femeile sunt așa? Frate, ești femeie, dracu, de ce... Da, știu că putea să... O fac. Hai, vino! Haide! Haide! Aha! Vedeți, mă, copii respectuși. Și că zicea Staric că nu puteți să luăm Londra din mâinile lui Staric. Fă, mai gândește-te, frate. Nu știu cu cine te pui. Ops. Dar nu vă mai țin... A. Oh, shit. Haide, mă, termină-l odată. Și n-am văzut ce fac asta cu Helix. Nu știu ce rost au. Mai sunt copii pe aici, pe jos? A, da, mă, mai sunt. Oh my god. Mai dezam... mai... mai sunați prietenii voștri cu asta. Dar stai puțin. Gata. Gata, boss. Fără alarmă, complet, 100%. Nu, că e lumea că am avut acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un share, un comment și un subscribe în data viitoare cu alt episod. V-am salutat!